Proiectele aflate în derulare în comuna Rucăr sunt proporționale cu notorietatea de care se bucură această zonă turistică. Administrația locală a investit în infrastructură sume exorbitante, iar finanțările au fost atât din bugetul local, cât și din fonduri europene sau de la bugetul de stat. Suntem cu certitudine și avem certitudinea realizării unor obiective de investiții, pentru care avem finanțare, pentru care avem proiecte și aici vreau să fac un rezumat. Alimentarea cu apă potabilă a comunei Rucăr, inclusiv alimentarea pe alt contract a zonei Posada, sistemul de canalizare, inclusiv stațiile de epurare, asfaltarea celor 12 km de drumuri străzi din comuna Rucăr și a 12 km drumul pe Sătii, iar prin GAL, cum vă spuneam, amenajarea terenului de sport din cadrul Școlii Generale Naia Aghica. Astea sunt cu certitudine, sunt deja finanțate și avem proiecte pentru ele și vor, în cel mai scurt timp se vor derula toate aceste investiții. În lucru se află rețeaua de alimentare cu apă, care a fost suplimentată cu încă o sursă de alimentare, rețeaua de canalizare, precum și alte obiective ale căror valori ajung la ordinul milioanelor de euro. Rețeaua de canalizare este unul dintre cele mai importante obiective derulate în ultimii ani în comuna Rucăr. Administrația locală a făcut eforturi mari pentru a găsi resursele financiare, având în vedere că a fost vorba despre un proiect a cărui valoare se ridică la suma de 178 de miliarde de lei vechi. Avem un program, prin același program național de dezvoltare locală, sistemul de alimentare, de canalizare și stație epurare. Este în desfășurare la momentul ăsta, toate lucrările sunt în desfășurare, lucrăm pe 5 fronturi în această operațiune. Va fi probabil gata la sfârșitul anului 2018 sau probabil la începutul anului 2019. Este un program foarte ambițios și care a cuprins întreaga localitate Rucăr. Avem un contract de finanțare pentru canalizare și stație de epurare care valorează în jur de 17.800.000. 178 de miliarde de lei vechi. Două obiective are de îndeplinit administrația locală în viitorul apropiat. Este vorba despre construirea Căminului Cultural, care se vrea a fi o adevărată sală de cultură, și reabilitarea drumului spre Măra. Este un drum comunal care se intenționează a fi predat din administrația Rom Silva în cea a primăriei Rucăr pentru a putea fi modernizat. Întreaga comună este un șantier, iar reprezentanții administrației locale au un plan ca până la finele anului 2019 toate proiectele să își găsească finalitatea.